această conferință pentru a vă mai da informații despre voleiul Craiovean, despre voleiul feminin care avem invitați aici și după aceea pentru voleiul masculin. După cum știți, suntem în focuri, suntem în perioada returului, fiecare meci este important, toate meciurile suntem încheie de cuțit. Încercăm să facem toate eforturile pentru a obține rezultate bune și la fete și la băieți. În așa fel încât să mulțumim pentru atunci și să ne îndeplinim obiectivul. Îl invit pe Alex Cosma să vă spună câteva cuvinte despre meciul trecut care a fost ieri la CSM și, bineînțeles, despre meciul viitor de sâmbătă. Ieri am avut un meci de plasare la București, la CSM. După cum știți, CSM este o echipă foarte puternică care plătește viitorul acesta. În urma acestui joc, cum să spun, chiar dacă l-am pierdut 3-0, l-am pierdut jucând bine, chiar foarte bine, în multe momente, ridicându-ne la valoarea adversarilor noastre. Adică în setul 2 am avut 24-22. Eram foarte aproape de a câștiga acest set și poate altă era soarta meciului. Însă echipa adversă, mult mai experimentată, pe finalul acestui set a fost mai bună pe Maria Lăgași și a reușit să încheie acest set. Venind, spun eu, chiar dacă am pierdut, spun că am venit cu un moral bun pentru meciul care urmează, nu-i spune, important pentru noi, cu satul mare de sâmbătă, care va arată în sala lui Constantinescu la ora 13. Toate meciurile sunt, așa cum spuneam și noi, pascul, toate meciurile sunt importante pentru noi. În această perioadă ne apropiem de finalul campionatului și ne dorim să scoatem un rezultat din această campionie. Trebuie menționat faptul că meciurile și de fete și de băieți de sâmbătă se discută în sala Ion Constantinescu din Valea Bălcii, iar intrarea este gratuită. E un lucru important.